Atención que va a empezar la Gran Premio del México. Poftă bună YouTube, bună dimineața. Și hai să vorbim un pic despre cursa din Mexic. Cursa din Mexic care, by the way, a fost o cursă destul de plain, destul de bland, așa, fără prea multe incidente. Nu s-au întâmplat foarte multe chestii. Din păcate, i-a murit mașina lui Alonso. Pentru a nu știu câta oară sezonul ăsta, Alonso pierde puncte pentru că mașina aia nu-l duce până la final. Pentru cine nu știe sau pentru cine n-a văzut cursa, lui Alonso i-a cedat motorul. A avut engine failure undeva pre finalul cursei. Cred că era turul 63, 65, ceva de genul ăsta. Noroc a reușit să o parcheze frumos în afara circuitului ca să nu încurce pe nimeni și a fost foarte ușor să o scoate de pe circuit cu un cinstit virtual safety car, iar în rest nu pot decât să mă gândesc de ce n-a lăsat Leclerc frâna aia de mână jos când a plecat de la start. Mă mâncava, așa că Leclerc a mers, făcea un tur într-un minut 25 în condițiile în care Verstappen și Hamilton le puiau în 1.23.5 sau ceva de genul ăsta. Deci n-am nicio idee ce s-a întâmplat cu Leclerc acolo și de ce, nu știu care a fost strategia. Probabil au încercat gamble-ul ăsta de un singur stop în care trebuie doar să manageruiești pneurile, să le menajezi, să nu tragi foarte tare, să whatever. Oricum, era o distanță, uitându-mă spre finalul cursei, era o distanță incredibil de mare între locurile 1 și 6 și de asemenea între locurile 6 și 9. Mi s-a părut fantastic în ce hal era împărțit pack-ul. Mașinile, toate cele 20 de mașini erau gen răsfirate pe circuit și când zic răsfirate mă refer pe vreo două ture. Adică, de exemplu, Verstappen dacă era în turul 50, mașinile din spate erau undeva în turul 48, mașinile de pe la mijloc erau în turul 49. Mind-blowing. Nu, e o discrepanță mult prea mare între mașini în momentul de față. Chiar aveam impresia că vor ajunge în punctul în care, ai, ok, hai să ținem și noi de piesele astea un pic, hai că mai avem încă două curse, n-ar trebui să mai schimbăm elemente pe la motor, pe la MGUH, MGUK sau chestii de genul ăsta. Bine, hai să dăm drumul la highlight-uri și vedem noi ce mai e de zis, că, sincer, în momentul de față am și uitat, dracu, ce s-a întâmplat în cursa asta, că nu s-a întâmplat nimic, efectiv. Ok, vreau să fac asta încă o dată. Știu că fac asta, highlight de highlight fac chestia asta, dar vreau încă o dată să fac chestia asta. Urmăriți-l, vă rog eu, pe Verstappen. Ce timp de reacție are omul meu și cât de ușor îi este să simtă mașina când îi patinează, cât de ușor îi este să simtă dacă puterea pe care el o aplică pe pedala de accelerație ajunge la roți și roțile au suficientă aderență încât să nu patineze. Pentru că dacă ai wheel spin, pierzi timp la plecarea de pe loc. Omul meu, Verstappinu, face totul perfect. Ca să nu mai zic că are cel mai rapid timp de reacție de pe grila de start. Vă rog frumos, Max Verstappen. Și absolut superb primul viraj după ce a trecut de toată linia asta dreaptă. Linia asta dreaptă de pe start-sosire cred că e cea mai lungă linie dreaptă din acest calendar, cel puțin, dacă nu mă înșel. Și mi se pare foarte tare că mașinile pleacă de undeva de la începutul acestei linii drepte și au foarte mult de mers până în primul viraj. Suv, cuc, mac, pac, Jonuțule. Ok, deci ăla din Miami este. Ah, da, ok, anul ăsta înseamnă că Miami a detronat Mexicul, dar oricum și Mexicul are o linie dreaptă foarte, foarte lungă, unde basically plecarea se face de la începutul acestei linii drepte, așa că până în primul viraj mașinile au timp să accelereze oricât de mult și în principiu ajung în primul viraj cu probabil 330-340 la oră. Verstappen, cel mai probabil, a plecat ca din pușcă, că era frică să nu intre Russell în el, fiind în spatele lui. Dar foarte frumos unfolding în primul viraj, toate mașinile au mers foarte, foarte frumos. Dacă vreți să urmăriți bătălia dintre Checo și Russell, chiar acolo pentru pozițiile 3-4, de asemenea, Ferrari-ul este undeva aici în spate. Doamne aștept că nu s-au lovit, pentru că mi-era foarte, foarte teamă că se va întâmpla chestia asta. Uite, aici, virajele astea 3-4 și spre virajul al 5-lea, mi se pare foarte interesant cum toate mașinile au călcat peste aceste cărburi, care sunt totuși destul de înalte, doar de dragul de a nu cumva să, nu știu, apară contact sau
alte probleme. Cum o să vedem un pic mai târziu, by the way. Ce m-a speriat destul de tare văzând Red Bull cu Verstappen pe primul loc, apoi Mercedes cu Hamilton pe locul 2, Perez pe locul 3, deci din nou Red Bull, Russell, încă un Mercedes pe locul 4 și abia după, văzând Ferrari-urile pe 5 și 6, m-a speriat un pic faptul că Ferrari poate să piardă locul 2 la constructori. Sunt 40 de puncte diferență după această cursă, 40 de puncte diferență între Mercedes și Ferrari, ca fiind bătălia pentru locul 2 până la urmă, pentru că Red Bull deja a câștigat campionatul și nu se mai pune problema să-l piardă în vreun fel sau altul. Și mă sperie un pic pentru că nu înțeleg de unde a răsărit Mercedes așa dintr-o dată pe final de campionat. Pe de altă parte mă bucură, pentru că vreau să văd cât mai multe echipe luptându-se pentru victorii, vreau să văd cât mai multe echipe luptându-se pentru campionatul la constructori. Automat, bineînțeles, și piloții aferenți echipelor de top. Eu știu foarte bine că Hamilton mai mult de jumătate din campionat a mers cu 11-12 kg de senzori pe mașină, în plus față de Russell, pentru că era destul de clar din primele curse ale acestui campionat că nu prea au șanse să câștige acest campionat. Atunci oamenii mei, și o zic cu foarte mare respect, oamenii mei au făcut un pas în spate, au zis: bă, trebuie să înțelegem mașina, e clar că ceva din ceea ce facem nu este bine, așa că hai să vedem ce putem îmbunătăți. Iată că totul a dat roade și foarte, foarte mișto mi se pare că Hamilton a fost la un moment dat aproape de a câștiga cursa, doar că n-a avut pace-ul lui Verstappen. Dacă se încurca Verstappen la pit stop, poate, dar n-avea neapărat pace-ul necesar. Însă am putut să vedem cu toții că se poate. Chiar am putut să vedem că se poate. Și am văzut asta și la calificări, unde aproape era să ia pole position. Dar eu aici am o teorie. Aș avea o teorie legată de locul 2 la constructor. Nu știu dacă e adevărată sau nu, dar mi-a trecut prin cap și mi se pare cât de cât plauzibilă. E posibil ca Ferrari chiar să renunțe la locul ăla 2 în campionat, pentru că Dacă ar ieși, de exemplu, pe locul 3, ar avea mai mult timp la dispoziție de petrecut în tunelul vântului și în toate celelalte simulatoare de CFD și alte chestii. Mă rog, ceva cu fluide, ceva cu vânt, ceva cu chestii, să testeze aerodinamica și alte chestii de genul ăsta. Nu cred că asta este în spatele celor de la Ferrari, nu cred că asta e neapărat mentalitatea, dar mi-a trecut prin cap și chestia asta și poate să constituie un mic avantaj pentru sezonul viitor. Vom vedea. Ok, faza asta a fost foarte, foarte wild. Din punctul meu de vedere, depășirea asta nu trebuia să aibă loc așa. Și din punctul meu de vedere, dacă mi-aduc aminte regulamentul destul de bine, Gasly ar fi trebuie să cedeze poziția, având în vedere modul în care a fost făcută depășirea, faptul că depășirea n-a fost făcută pe circuit și că ambele mașini au ieșit în decor undeva în zona asta, ar fi trebuit să dea poziția înapoi și după aia să continue să se bată cu Stroll. All in all, Gasly a primit 5 secunde de penalizare, ceea ce mi se pare destul de cinstit pentru ceea ce a făcut și pentru faptul că n-a dat poziția înapoi. Și ce pot să zic mai mult decât atât este că îmi place să văd cât mai multe depășiri cu putință. Doamne, mesajul ăsta, my tires are okay, mate, Doamne, cât de mult mi-a plăcut, pentru că știm cu toții că Hamilton vorbește fix pe dos când vorbește pe team radio, ceea ce înseamnă că trebuie să intre la boxe. I love this. N-am mai văzut asta de la Mercedes de anul trecut. Mă rog, de anul trecut, de fapt, chiar dacă au făcut o perioadă lungă de timp. Dar îmi place foarte mult. Nu mereu, nu zic că mereu, dar îmi place foarte, foarte mult că pot să identific mesajele pe care le dă Hamilton invers față de cum sunt, de fapt, you know? Foarte, foarte, foarte multe probleme cu pneurile, mai ales pe circuitul din Mexic, din câte știu eu, suprafața circuitului este destul de harsh și basically degradation-ul pe cauciucuri e destul de mare. Mă enervează, revin tot la ce... La ceea ce zic eu despre Formula 1 acum în 2022, mă enervează că e atât de dependent acest sport de pneuri și de uzura pe care o au pneurile în funcție de mașină. De multe ori mi se pare că ar trebui să-ți construiești mașina astfel încât să-ți gestionezi cât mai bine pneurile, pentru că dacă ai asta, practic ai câștigat, cu alte cuvinte. O altă greșeală la pitstopul lui Sainz, încă o greșeală de la echipa Ferrari la pitstop, din câte am reușit să văd pe imagine și din câte spuneau și comentatorii, cel care ținea roata nu o ținea la 90 de grade cum ar veni și basically nu puteau să prindă prezonul. Cumva am ratat această luptă aseară, sincer să fiu. Chiar mi se pare că am ratat lupta asta. Ok,
uitându-mă aici, aici Ricciardo urmează să facă o prostie. Uitându-mă la cum arată reluarea asta, înțeleg de ce avea impresia Ricciardo că are loc pe acolo, pe lângă Tsunoda, dar Tsunoda fiind pe racing line și fiind cu o lungime de mașină în fața lui Ricciardo, avea tot dreptul la acel viraj. Era virajul lui Tsunoda, orice ar fi fost. Și încă o dată un căcat de penalizare, pentru că 10 secunde pentru Ricciardo, ok, pot însemna ceva în anumite condiții, dar în condițiile Grand Prix-ului din Mexic, acele 10 secunde au fost recuperate de Ricciardo și n-a avut nicio problemă cu penalizarea de 10 secunde. Omul meu a continuat să depășească și să cut through the field până undeva pe locul 7 și a reușit și să pună 10 secunde între el și mașina de pe locul 8, așadar n-a pierdut absolut nimic. Pe de altă parte, poate vă întrebați ce s-a întâmplat cu Tsunoda? A ieșit din cursă. Uite, respect pentru Joe la faza asta că nu s-a băgat acolo unde n-avea loc. Efectiv, nu ai loc acolo. Da, cred că l-a studiat, Ricciardo l-a studiat pe Russell. Omul nostru Ricciardo efectiv în fiecare tură depășea pe cineva. Da, din păcate ăsta e momentul, ia uite, în turul 65, chiar în turul 65, ăsta e momentul în care omul nostru Alonso iese din cursă pentru că GP2 engine, GP2. Uitați-vă, în afară de faptul că, ok, a câștigat Verstappen la 15 secunde de Hamilton pe locul 2. Uitați-vă doar la cum sunt gap-urile. Dacă e să calculăm gap-urile astea mari, 15 secunde între locul 1 și 2, plus încă 33, încă 33, atenție, între 3 și 4, 39 între Leclerc și Ricciardo. Deci nu se poate, este mai mult de un minut, cât înseamnă, un minut și jumătate între locul 1 și locul 7. Cu alte cuvinte, Verstappen a lepuit pe toată lumea până la locul 7. Urma să se bată cu Leclerc, efectiv. Urma să se bată cu Leclerc, din nou. Care Leclerc, by the way, era pe locul 6. O discrepanță foarte, foarte mare. Da, într-adevăr, Russell a schimbat. Deschimbat. Dacă nu era distanța asta între Perez și Russell, era între Russell și Sainz. Adică oricum ar fi fost, distanța era oricum pe circuit. Da, bineînțeles că îl depășea. Verstappen putea să-l depășească și pe Hamilton. Verstappen a fost pe cruise control toată cursa asta. N-a avut niciun fel de problemă. Ăsta e traseul, 71 de ture. Bine, frate, 1.23 per tur. Și cu asta basta. Iar în ceea ce îl privește pe Alonso, că tot vorbim de Alonso, uite-l aici. Bahrain și Arabia Saudită. Engine problems. Australia, hydraulic failure. Da, la Imola a fost lovit de Schumacher. În state, un slow pit stop. Trafic în quali attempt în Spania. Engine problem în Canada. Deci dacă ne uităm după engine problem strict, lăsând la o parte toată seria de ghinioane, uite așa, ca să o vedem mai bine, dacă vedem toată lista, poate ne dăm seama de cât de mare e de fapt lista asta. Dacă ne uităm la lista asta de probleme și încercăm să identificăm problemele cu motorul, lăsând la o parte celelalte probleme, avem 1, 2, 3, 4, 5 și cu asta 6. Efectiv 6. În 6 curse omul a avut probleme cu motorul. Pe lângă celelalte chestii de genul hit by Hamilton, hit by Schumacher sau probleme din astea de genul trafic în quali, slow pit stop, pur race strategy, nu mai zic că eu sunt și fan Ferrari. Și știu cum e, vreți să vă mint? Dar da, revenind un pic, hai să ne uităm la punctele din campionat. Alpine a zis de la începutul sezonului că motorul o să fie eficient, dar fiabilitate zero. Asta pentru că, adică, într-un fel înțeleg. Este mai ușor să faci un motor rapid cu probleme de fiabilitate și ulterior să-l faci fiabil, da? Plecând de la faptul că este deja un motor foarte rapid și tu trebuie doar să lucrezi la fiabilitate și este mai ușor să faci asta decât viceversa. E mult mai greu să ai un motor la bază fiabil pe care să vrei să-l faci rapid. Și atunci mai multe echipe, cred că inclusiv Ferrari, a mers pe ideea de hai să facem un motor rapid la bază și îl facem noi fiabil pe parcurs după aia. Crezi că la anul o să fie lupta mai strânsă? Sunt sigur că da. Sunt sigur că da, pentru că Mercedes-ul e din nou in the game. Ferrari ar trebui să trezească la realitate. Red Bull o să vrea să păstreze această oarecare supremație în Formula 1. Sper din suflet să se mai ridice Alpinul. Sper din suflet să se ridice și McLaren un pic. Vreau să fie din ce în ce mai mult circ de anul viitor. Ce-mi place că e și Ferrari pe podium. Ce e interesant de văzut aici? În primul și în primul rând, Verstappen a spart nu unu, ci două recorduri în cursa de ieri, respectiv 416 puncte, cele mai multe puncte într-un campionat. De asemenea, 14 victorii, din nou cele mai multe într-un singur campionat. Ce vedem mai departe de asta? Bine, și o grămadă de alte recorduri sparte de Red Bull cu Verstappen oricum. Și urmează, dacă continuă tot așa, urmează să mai spargă o grămadă de alte recorduri. Uitându-ne totuși la lupta pentru locul 2, Perez l-a depășit pe Leclerc cu 5 puncte. Leclerc are încă două curse să poată
poată să recupereze diferența asta și să ajungă din nou pe locul 2. Nu știu dacă va putea să o facă două. Nu știu dacă va putea să o facă. Dar, matematic vorbind, șansele sunt acolo. Russell, de asemenea, nu e foarte departe de ei. Sunt 44 de puncte între Russell și Leclerc. 49 până la Perez. Hamilton, pe Hamilton nu l-aș exclude, deși cred că Hamilton are șanse la un maxim loc 4. Sainz deja e un pic destul de out, rămâne de văzut ce se va întâmpla. Iar pe aici, prin spate, mă rog, deja diferențele sunt imense, adică în momentul în care ajungem la Norris, deja diferența e 111 față de 212, deja e mult prea mare diferența ca să mai vorbim de bucata asta de clasament. Din păcate, adică se vede clar care sunt primele 3 echipe din campionat, pentru că iată, primii 6 piloți din campionat sunt practic Red Bull, Ferrari, Mercedes. It is what it is. Sunt foarte multe, sunt foarte, foarte multe. 416 puncte sunt foarte multe. Este un nou record de puncte adunate într-un singur campionat de un pilot. Mă rog, la echipe vă zic eu că văd că ăștia nu vor să ne mai arate și punctele la echipe. Vă zic eu că are Red Bull la puncte, dă-și pune și în cap. O mai zic nimic. Ăsta este adevărul. Dar da, cam așa a fost, cam asta a fost cursa din Mexic. Destul de boring, nu s-au întâmplat multe chestii. Măcar am văzut niște depășiri pe aici pe acolo, de la Gasly, de la Vettel, de la Ricciardo. Mă rog, Ricciardo care, mă rog, știți care e treaba cu Ricciardo, că m-am tot gândit la chestia asta. Dacă luăm pe Ricciardo și îl punem așa într-un vid, bă, a fost mișto cursa lui Ricciardo. A fost foarte mișto, a depășit foarte mult, s-a băgat foarte bine, a folosit o strategie foarte bună cu cauciucurile soft și așa mai departe. Dar dacă luăm doar asta și o punem într-un vid și nu mai ținem cont de faptul că l-a lovit pe Tsunoda, în stilul lui Russell caracteristic, da, poți să-l apreciez pe Ricciardo. Dar faptul că l-a lovit pe Tsunoda și că l-a scos din cursă în condițiile în care el a avut 10 secunde de penalizare, mă rog. Ia, dăm TikTok-ul ăla încoace să vedem ce-i cu TikTok-ul ăla. Un TikTok cu Hasu. Ia să vedem ce-i cu TikTok-ul ăsta. Ia, au zis lui Magnussen că are gearbox issue. Oh my god, și roata aia nu era prinsă? Vai de viața mea! Cât de casual a luat omul meu așa? Ia, dă-o drec! Doamne, da, ca să nu ia penalty. Bine că s-au prins, gen. The pinnacle of motorsport. Bine că s-au prins și bine că n-a văzut nimeni de la FIA, că na, nici știi ce se putea întâmpla. Dar da, după cum spuneam, o cursă destul de boring, o cursă nu foarte plină de evenimente, măcar am văzut câteva depășiri, măcar am văzut lupta strategiilor, am văzut că nimeni nu prea și-a făcut strategia proprie, majoritatea au așteptat ca alte echipe să facă ceva ca să reacționeze și ei ulterior. Am văzut inclusiv la duelul dintre Mercedes și Red Bull, practic între Verstappen și Hamilton, că Mercedes o aștepta ca Red Bull să-și facă al doilea stop, iar Red Bull nu l-a mai făcut. I mean, ideologia și din construcția mașinii, Red Bull este o mașină care nu mănâncă cauciucuri. Și oricum are doi piloți care pot să facă tire management foarte, foarte bine, ceea ce înseamnă că, well, s-ar putea să n-ai cu cine să te bați acolo. Dar asta e. Se pare că, once again, strategia Red Bull a fost infailibilă. Păcat de Russell, though. Păcat de Russell. Că Russell a zis de mai multe ori pe Team Radio că el ar vrea să meargă pe cauciucuri soft și probabil că dacă merge de s-a ascultat de Russell, nu știu, poate că Russell mai urca o poziție, poate îi lua podiumul lui Perez. Who knows? Who knows? Vettel cu 38 de lapuri pe pereche de softs, let's go! Vettel a mai făcut chestia asta la un moment dat cu niște softuri. Dar da. Și pentru fanii F1, pe această cale vreau să anunț încă o dată că la noi pe serverul de Discord se face watch party la aproape fiecare cursă de Formula 1. Nu zic că la 100% din ele, dar la aproape fiecare cursă de Formula 1 se face watch party la noi pe Discord și vă invit cu mare drag acolo la noi.